Vernisajul expoziției a avut loc joi, 14 iunie, în foaierul Muzeului de Istorie din Suceava. Tot atunci au fost anunțați premianții, desemnați de juriul format din caricaturiștii Mihai Pânzaru Pim, George Licurici, Ovidiu Ambrozie Bortă, Boa și reprezentanții ai asociației Gândește. Marele premiu, care înseamnă 500 de euro, o diplomă și o medalie de aur, i-a fost acordat argentinianului Fabian Fuci. Premiul 2, 300 de euro și o diplomă, a fost luat de Emad Salehi din Iran, iar premiul 3, 100 de euro și diplomă, de Jitet Kustana din Indonezia. Plusurile acestei ediții față de anul trecut, o participare peste medie, 270 de caricaturiști cu 881 de lucrări din 55 de țări față de anul trecut 54. Alt plus, au participat la această ediție țări mai exotice, Venezuela, Maroc și alte, care nu au participat până în prezent. A fost tema cea care i-a atras pe mai mulți participanți sau ce anume? Tema aleasă de noi, o temă dificilă, a fost o temă dificilă, totuși participarea a fost numeroasă și cred că i-a stimulat cumva această temă să participe mai susținut. Lucrările sunt neașteptat de bune, ținând cont de numărul mare de saloane și de competiții de acest nivel din lume, care au și premii mult mai mari decât acestea de la Suceava. Avem aici cel puțin 20 de nume care sunt lideri în domeniul caricaturii în întreaga lume. Lucrări foarte bune, lucrări care au răspuns la temă, lucrări care, cu toate că tema era destul de complicată, interesantă, dar mai greu de atins dintr-o singură mișcare de creion, au răspuns foarte mulți, chiar foarte bine și neașteptat de bine. Sunt foarte multe lucrări, sarcina noastră a fost foarte grea, am ajuns la un final de 10-12 lucrări și ne întrebam unul pe altul cine greșește sau cine îndrăznește să spună mai mult, să acorde mai mult credit unei lucrări decât alteia. În cele din urmă am ales. Trebuie să alegi lucrări foarte bune și sperăm că nu am făcut nicio nedreptate, cu toate că un juriu poate fi și subiectiv, categoric, sigur că da. Lucrările au respectat tematica, pentru că fundamental este tema pe care o lansează organizatorul recte, responsabilul BOA, Ovidiu Bortă Ambrozie, și am făcut o selecție, exact ca prin Ciurci și prin Dărmon, știi? Și la urmă au fost alese premiile, la care s-au mai adăugat două premii date de o fundație culturală, bine alese, că poate de altă dată nu erau așa bine alese, acum le-au ales bine și iată, este așa o hartă a spiritualității prin cultura, prin caricatură, Argentina, deci America de Sud, avem Azerbaidjanul, Marea Neagră, aici ca caspică, zona noastră de interes, avem Iranul, care nici el nu-i prea departe de Azerbaidjan și de Armenia, Turcia, spațiul ăla, și l-avem pe Gabi Rusu, din Târgu Mureș, care este un minunat caricaturist, un caricaturist de forță.